pentru tăia. Noi peste tot suntem tot tăia, adică începem să avem o relație de prietenie și de frăție. Mi-am scris niște lucruri aici într-o repetiție și un spectacol, dar mi-a trecut așa prin cap că la Iași părinții mei, trebuie să vorbești foarte tare, la Iași părinții mei m-au crescut cu sintagma asta, capul plecat, sabia nu-l taie. Și mi-a spus că în viață, dacă vreau să reușesc, ăsta e cel mai bun slogan, slogan de capul plecat, sabia nu-l taie. Din fericire am ales meseria asta, care se cheamă teatru, și care m-a învățat din contră, că capul plecat, sabia-l taie. Și datorită unor oameni, ca Andrei Șerban, care m-a provocat să fac tot timpul lucruri de care în mod normal mi-ar fi fost foarte frică, ei bine, am învățat să nu mai îmi fie frică și să am curaj. Și nu mai departe de... Și totuși, să știți că frica e un sentiment pe care eu îl urăsc, dar care el există în noi și nu moare foarte ușor. Și o să vă povestesc o întâmplare. Eu mai nou sunt lider de sindicat la Teatrul Național. Drept pentru care am foarte multe conflicte cu actorul director Ion Caramicu. Și la un moment dat, în una din discuțiile noastre mai așa, mai aprinse, urma să mai vin o dată la el și m-am surprins, Dita e actorul la 40 de ani, m-am surprins cum îmi tremura mâna pe clanță. Îmi tremura mâna pe clanță. Pentru că, de fapt, ei asta au băgat în noi. Ei cu asta au câștigat. Cu faptul că s-au comportat și ne-au făcut să ne fie frică și să ni se pară că ei sunt cineva de care noi niciodată nu vom putea scăpa, ei au adevărul absolut, ei știu cel mai bine ce e de făcut și așa mai departe. Ei bine, mi-am scris multe aici, eu atât cu asta vreau să închei, refuz vreodată să mai fie frică. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Și mulțumesc lui Radu pentru că să știți că în bătălia asta pe care am dus-o noi și săptămâna asta a fost așa ca o sărbătoare pentru noi toți și trebuie să recunoaștem că a fost o gură de aer atât de necesară, fără să ne mai ascundem că nu mai e loc de asta, chiar a fost o săptămână bună pentru România. Îi mulțumesc lui Radu pentru că să știți că în bătălia asta nu suntem foarte mulți. Nu suntem foarte mulți, dar ăștia care suntem se pare că, uite, ușor, ușor, pas cu pas, pas cu pas, mergem către o Românie cinstită, o Românie corectă, o Românie în care să ne mai fie frică. Am ales să citesc din carte un capitol care se numește Târâși grabinii prin Europa. Mi se pare că ne definește foarte tare și nu sunt... Da, e prost cu sunetul, dar încerc să mă fac înțeles. Au premiat pe Maria Grapini pentru promovarea limbii române. E ca și cum l-ai decorat pe Ion Ficior cu Marea Medalie a Omenirii. Faptul nu e caragios, ci grav de-al binelea. Pe urmele lui Einstein și invidioasă pe el pentru teoria relativității, clasa politică a României de azi semnează cu ajutorul din media teoria relativizării. E o teorie care transformă impostura în merit și analfabetismul în prilej de sărbătoare. Enunțul ei de bază este următorul. Oricine poate face orice, oriunde și oricând. Până la urmă, așa și este. Nimic nu te mai poate stupefia pe întinsul acestui lac răscolit, unde nu ferii câți mai sunt s-au dus la fund, iar noroiul stă la suprafață. Să nu uităm, România este țara unde se câștigă alegeri locale din închisoare. Țara unde condamnații cu executare elaborează politici fiscale după ce plagiază, gospodărește pentru lucrarea de doctorat. Țara unde alți doctori de carton presat plagiază din propriilor îndrumători care, să vezi mirare, nu au nicio reacție. Țara unde se organizează școli doctorale în instituții care nu au voie prin lege să le organizeze. Țara unde un patron de sală de fitness devine consilier pentru probleme sociale ale prim-ministrului. Țara unde poți vota fără să fii în sală, fiindcă ai o nepoată care îți poate ține locul. Țara unde problemele penale nu te împiedică să conduci un partid sau o cameră a Parlamentului, dimpotrivă. Acesta este contextul în care site-ul, așa zis de știri, News24, o premiază pe Maria Grapini. Din păcate, site-ul în cauză nu face precizările care s-ar fi impus. În ce fel onorează Maria Grapini limba română și care sunt argumentele care îi justifică premierea? Cum definește News24 ideea de excelență și cum o identifică în prestația Mariei Grapini? Ce distinție ar trebui să primească un scriitor formidabil cum e Ioan Iovan dacă o creia
casa tocăniței ca Maria Grapini e elogiată pentru promovarea limbii române. Dacă Mariei Grapini îi mânezi o diplomă cu Adrian Babeții, ce se cuvine să faci? Dar cu Ioana Pârvulescu, Adriana Pitel, Diana Adamec și Ileana Mălâncioiu? Sunt întrebări fără răspuns. De ce? Fiindcă e greu de crezut că jurul de înaltă competență filozofică responsabil cu premierea Mariei Grapini a auzit vreodată de aceste nume. Relativizarea de care vorbeam la început scoate capul din nou. Asta fiindcă nu doar premiatul e corigent la materia pentru care primește diplomă și cununiță, ci și premiatorul. E mult, e un capitol foarte frumos și foarte frumos. Vi-l recomand, nu vreau să vă țin, e domnul Andrei Șevan pe care și eu vreau să-l aud. Sunt multe lucruri, eu am vrut să citesc mai mult, dar nu. Luați cartea și citiți, o să râdeți cu lacrimi, credeți-mă pe cuvânt. Vă mulțumesc că sunteți aici, România mai departe.